Aș vrea să vă rog să ridicați mâna dacă recunoașteți cel puțin o persoană de pe ecran. Cel puțin o persoană. Aș vrea să vă spun câte puțin despre ele, înainte să povestim toți despre ei. <laughs> În colțul de stânga sus este Albert Einstein, unul din cei mai mari oameni de știință din istorie devenit secolul trecut un simbol al inteligenței și astăzi oamenii care sunt declarați genii sunt comparați cu IQ-ul lui Brigitte Bardot una din cele mai frumoase și faimoase actrițe ale secolului trecut, un simbol al frumuseții. Și probabil că băieții și bărbații l-au recunoscut pe Arnold Schwarzenegger deși în vârstă deși s-a retras din activitate încă deține recorduri în lumea culturismului. Simbolul puterii, să-i spunem în această seară. Și ultimul, dar nu ultimul, în, după părerea multora, Bill Gates. An la rând a fost locul întâi în topul bogaților de pe acest pământ. Cel mai bogat om de pe acest pământ. Și aș să vă gândiți la ce ați făcut când ați ridicat mâna. Probabil că recunoaștem automat cel puțin pe unul dintre ei. Și involuntar ironizăm sau zâmbim la imaginea celuilalt, pentru că doar unul dintre ei domină idealul nostru sau modelul nostru. Ne domină imaginația. Probabil că niciunul nu îi cunoaștem sau nu i-am cunoscut în mod personal. Nu le spunem regele nostru. Dar dacă visăm la bogăție, știm cine este astăzi cel mai bogat om din lume. Dacă visăm să fim recunoscuți pentru inteligența noastră, spunem că învățăm de la cei mai buni din domeniu. Dacă idealul nostru este frumusețea și suntem preocupați de ea, Plângem când nu ne iasă, sau când ne iasă câte un coș, dar întotdeauna copiem pe cineva. Copiem pe cineva. Dacă ne dorim să fim puternici, ne raportăm la cei mai puternici. Ne dorim să ajungem ca unii din cei mai buni. Admirăm biruințele lor și toți acești oameni au avut realizări foarte mari. Fiecare dintre ei. Mi-ați putea spune că imaginile sunt învechite sau modelele sunt învechite. Și asta cred și eu. Dar i-am adus înaintea dumneavoastră tocmai ca să știm sau să ne aducem aminte că oamenii care trăiesc printre noi, care au realizări incredibile sau care au trăit și au avut realizări incredibile, sunt la fel de trecători ca și noi. Cei care sunt astăzi pe locul întâi în aceste patru domenii sunt la fel, la fel de trecători dar cum ar fi să mergem nu în prezent, ci mai departe în istorie, mai departe de noi? În perioada Noului Testament, grecii se închinau zeilor care credeau că le pot împlini dorințele. Și păstrând ordinea pe care am prezentat-o mai devreme, iată cum continuăm pe această linie. Atena era zeița înțelepciunii, a artelor, a meserilor și a războiului, protectoarea eroilor. Afrodita era zeita frumuseții și a dorinței sexuale. Ares era zeul războiului. Iar Apollo am putea zice zeul celor harnici, al profeției, al medicinei și al tragerii cu arcul. Tot ce am făcut prin schimbarea sau trecerea de la o imagine la alta a fost să adaug sau să aduc în discuție și componenta divină din aspirațiile umane. Pentru că zeii erau folositori oamenilor tocmai pentru că se credea că le pot împlini dorințele. Fiecare zeu era specializat într un anumit domeniu și dacă știai ce dorești, știai la cine să mergi ca să ți împlinească dorința. Dar ce legătură au aceste lucruri cu vinerea mare? În vinerea mare, Iisus Hristos a fost judecat după criteriile umane și a fost declarat un rege falimentar, un impostor care a pretins că este fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că toți cei din jurul lui, și romanii și evrei, deopotrivă, căutau un rege așa cum au toate națiunile. Așa că foloseau criterii așa cum au toate națiunile. Apostolul Pavel este unul din autorii Noului Testament care a trăit în două culturi și le cunoște la fel de bine pe ambele. Și el ne dezvăluie în 1 Corinteni standardele și idealurile diferite ale acestor culturi. Iudeii cer într-adevăr semne, spune el. Iar grecii caută altceva, ei caută înțelepciune. Însă noi îl predicăm pe Hristos, cel răstignit, care este o piedică pentru iudei și o nebunie pentru neevrei. Și astăzi căutăm lideri, așa cum au toate națiunile. Și noi, inconștient, îl evaluăm pe Isus după criteriile omenești pentru succes. Dar ce descoperim dacă mergem pe această abordare? Ce descoperim? Descoperim ceva ce nu este comod pentru noi. Ce nu este comod să recunoaștem? Că valorile noastre umane sunt superficiale. Foarte superficiale. Și că de foarte multe ori în părerile noastre suntem înșelați. Convingerile noastre sunt fragile. Mihai Eminescu spunea, Urechea te minte, ochiul te înșală, te bazezi pe ele, ești înșelat. Și probabil că asta se întâmplă pentru că niciunul dintre noi nu vedem inima altui om. Dar ne bazăm pe percepțiile noastre, pe simțurile noastre. Însă Ieremia ne spune profetul Ieremia că inima e mai înșelătoare decât orice lucru. Mai înșelătoare decât orice lucru și fără vindecare. Și el nu vorbea doar de inima lui, vorbea de inima mea, de inima ta nu putem vedea în in inima altuia, dar inima lui este înșelătoare, inima mea este înșelătoare, inima ta este înșelătoare. Și dovada supremă că evaluările noastre umane sunt greșite este raportarea la Fiul întrupat al lui Dumnezeu. Raportarea greșită la Fiul întrupat al lui Dumnezeu. Urmează să privim la Vinerea mare consemnată în Evanghelia după Matei. Și lucrul pe care aș vrea să vi-l arăt e că fiecare întâlnire reală pe care o avem cu Isus Hristos ne dezvăluie inima, ne arată ce este în adâncul nostru și ne înțelegem mai bine pe noi întâlnindu-le cu El. Același lucru a fost valabil pentru Pilat și pentru soldații romani de rând, pentru marele preot Caiafa și pentru evrei trecătorii de la cruce. Același lucru a fost valabil pentru ucenicii de atunci și pentru cei care ne numim creștini astăzi, pentru mine și pentru tine. Întâlnirea reală cu Isus dezvăluie ce este în adâncul inimii noastre. Și în acel moment, fiecare dintre noi trebuie să luăm o decizie. Ne vom încrede mai departe în părerile noastre, în ceea ce descoperim noi înșine prin puterea noastră, sau ne vom pune încrederea în ceea ce ne descoperă Dumnezeu? Îl vom lăsa pe fiul său să ne arate care este sensul acestei vieți. De aceea, deși în ochii lumii nu pare, vinerea mare este biruința regelui, biruința regelui. Care este scopul lui Matei? De ce scrie sau cum scrie el acest pasaj? El scrie acest text ca să ne prezinte adevărul ca pe o armă ca pe o armă de contraatac pentru cei care contestă credința creștină într-un Hristos, într-un Dumnezeu răstignit. Și ce face Matei este că îi lasă pe toți ceilalți să vorbească și abia apoi evaluează el lucrurile, vorbește el. Îi lasă pe toți cei care erau în jurul crucii lui Isus să râdă. Și când râsul lor prostesc se termină, le arată că de fapt râdeau de ei înșiși că Dumnezeu e mai isteț decât oricare dintre noi. Și când râdem de El, când râdem de Fiul Său, sfârșim râzând cu amar de noi înșine, de noi înșine. De ce ne prezintă Matei lucrul în acest fel? Pentru că Matei știe că adevărul Evangheliei este testat în ultima instanță, nu într-un laborator, nu într-o întâlnire de biserică, ci în situațiile din viața de zi cu zi. Și acolo trebuie să rămână în picioare. Acolo trebuie să-și demonstreze puterea. Biblia nu e o carte de păstrat în biserică, în muzeu, în bibliotecă. Și noi să ne trăim viața și să nu avem nicio legătură cu ea, pentru că n are nicio legătură cu viața noastră. Nu, ci un adevăr care trebuie să devină convingerea noastră, pe care să-l afirmăm în discuțiile noastre, să-l susținem atunci când suntem contraziși, să-l întrupăm în permanență, în fiecare zi. Așa că gândiți-vă la acest text după ce trec zilele libere, după ce trece vacanța și concediu. Și amintiți-vă de crucea lui Hristos și întrebați-vă dacă aceea, dacă crucea lui este biruința de care aveți nevoie în fiecare zi dacă este biruința pe care o declarați în fiecare zi, realitatea pe care o sărbătorim în aceste zile. Sau este cu totul, cu totul altceva. În prima parte a textului pe care aș vrea să l aduc în discuție, Isus este batjocorit de soldații romani. Să aibă în mâini un evreu care s-a declarat pe sine rege, fiul lui Dumnezeu. Era o ocazie care nu putea fi ratată de niciun soldat roman, pentru că puteau să-și bată joc de el și să nu suporte nicio consecință, să nu-i pedepsească nimeni cu nimic. Dacă citiți istoria sau dacă ascultați știrile recente despre război, cei care suferă cei mai mult dintre prizonierii de război sunt liderii. Ei sunt vânați și ei suferă cei mai mult atunci când sunt prinși. Atunci soldații guvernatorului l-au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată cohorta. L-au dezbrăcat și au pus pe el o mantie roșie, au împletit o coroană de spini, i-au așezat-o pe cap, i-au pus o trestie în mâna dreaptă, apoi au îngenunchiat înaintea lui și și-au bătut joc de el zicând, plecăciune, împărate al iudeilor. El scuipau, îi luau trestia și îl loveau peste cap, după ce și-au bătut joc de el astfel, l-au dezbrăcat de mantie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să le răstignească. O să vă spun că asta nu-i procedura standard de răstignire. Nu așa făceau în mod obișnuit romanii. Întreaga scenă pe care am citit-o este o parodie, o încoronare parodiată, pusă în scenă de soldații romani. Și toate lucrurile care trebuiau să fie într-o încoronare adevărată sunt înlocuite cu substitute ieftine. Roba regală, înlocuită cu mantia soldaților. Curuna nu de aur, așa cum trebuie să aibă orice rege. Ce este de spini? Isus nu are sceptru, ci este pusă o trestie în mână. Respectul care este datorat regelui, împăratului roman din acea vreme este înlocuit cu batjocură, cu scuipat și cu lovituri, una după alta. Totul este o parodie, o încoronare parodiată. Și un om care e dezbrăcat, sângerând după ce a fost biciuit de romani, înconjurat cu toate aceste simboluri parodiate ale regalității, arată ridicol, arată umilitor. Și această imagine e exploatate la maxim de soldații romani. ăsta e regele vostru, regele evreilor. Un falimentar, unul care niciodată nu o să învingă. Și evreii erau de acord. Și în gândirea lor, Hristosul, Mesia, era un biruitor, era un campion, era un eliberator. Nimeni nu credea într-un Dumnezeu răstignit. Dar soldații o afirmă cu cruzime, cu superioritate. Ăsta e împăratul vostru, asta e ce meritați. Dar pe cine ar trebui noi să credem? Sau care e adevărul? Cine are dreptate? Încă de la început, din primul verset, Matei ne-a spus altceva. El își începe cartea vorbind despre genealogia lui Isus, fiul lui David, fiul celui mai mare. Rege al lui Israel. Și la nașterea lui a venit o delegație de magi de la capătul pământului, pentru că i-au studiat cerul și au văzut că în Israel se întâmplă ceva neobișnuit, foarte neobișnuit. Așa că ajung la Ierusalim și întreabă: Unde este împăratul care li s-a născut iudeilor? Căci am văzut steaua răsărind și am venit să ne închinăm lui. Isus, când vorbește în Evanghelia după Matei, în mod constant vorbește despre împărăția cerurilor. Ne învață cum e acolo, cum sunt oamenii care intră în ea, ce trebuie să facem ca să ajungem în împărăția cerurilor. Ne-o descrie prin pilde. Mulțimile îl ascultă uimite pe Isus, vorbind despre împărăția cerurilor. Unii dintre ei l-au crezut atunci când le-a vorbit. Doi dintre ucenicii lui, cei care l-au urmat, sunt aduși de mama lor în fața lui Isus cu o cerere specială. Păruncește ca doi, acești doi fii ai mei să stea unul la stânga ta și unul la dreapta ta. Unde? În împărăția În împărăția ta. Atât de convinși erau că el va aduce împărăția. Când Isus a fost judecat de Pilat, guvernatorul roman, este întrebat: Ești tu împăratul iudeilor? Și Isus îi răspunde: Tu o spui. Dar atunci când Isus însuși explică modul în care El și-a înțeles rolul de rege. Îi surprinde pe toți. Pentru că El ne spune că regele și slujitorul sunt una și aceeași persoană. Fiul lui David și robul Domnului care suferă pentru păcătoși, ceea ce ați cântat voi, este unul și una și aceeași persoană. Știți că domnitorii națiunilor stăpânesc peste ele, iar conducătorii lor își exercită autoritatea asupra lor. Dar între voi nu va fi așa. Din potrivă, oricine vrea să fie mai mare între voi va fi slujitorul vostru, iar cel ce vrea să fie primul între voi va fi sclavul vostru. Tot așa cum și Fiul Omului a venit nu ca să fie slujit ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și după înviere, Isus se prezintă din nou ca rege. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Adică eu sunt rege în cer și pe pământ. Ce ne invită Matei să facem prin această scenă, scena în care romanii își bat joc de el, ca și rege al iudeilor e să medităm la ce înseamnă că Isus este rege. O idee care pentru romani a fost doar un prilej de glumă, bătaie de joc la adresa lui Isus. Matei ne spune, este ocazia să descoperim ironia divină. Ironia divină. Soldații au spus adevărul, fără să-l creadă, fără să-și dea seama de lucrurile pe care le spun. Cel pe care l-au numit rege doar în bajocură este, de fapt, rege. Nu doar al iudeilor, ci peste întreg universul. Dar ce n-au știut ei, ce n-au înțeles toți cei de acolo, e că acest rege a venit ca să-și dea viața pentru supușii lui, să moară pentru păcătoși. S-a întrupat ca să moară pentru noi. După aceea urmează răstignirea lui Isus. Dar Matei nu insistă asupra detaliilor. Nu ne spune cum s-au întâmplat lucrurile. Noi trebuie să citim prin alte părți ca să aflăm ce s-a întâmplat de fapt la o răstignire. De ce? Pentru că ei știau foarte bine în acea vreme. Toți au văzut o răstignire, o execuție. Era o pedeapsă crudă și umilitoare, așa că nu aveau nevoie de explicații. Dar era o pedeapsă rezervată doar pentru criminalii cei mai mari. Pentru oamenii din clasele de jos, romanii nu aplicau pentru cetățenii lor din clasele superioare. Și pentru evrei, dovada răstignirea era și mai mult. Era dovada că omul atârnat pe lemn, este sub blestemul lui Dumnezeu, nu doar sub pedeapsa oamenilor. Este blestemat de Dumnezeu însuși, pentru că așa le spunea Vechiul Testament. Și ce face Matei, când nu ne dă aceste detalii, e că pune accentul pe oamenii din jurul crucii, pe evenimentele din jurul crucii. Dar și aici, el nu ne dă toate detaliile. Cine dintre noi știe? Cine a fost Simon din Cirena? Urmează să cântăm despre el sau să cântați despre el. Ce făcea omul ăsta din nordul Africii, la Ierusalim? Ce ne spune Matei este doar că el a purtat, a dus crucea lui Isus. De ce? Doar condamnatul își purta crucea. Faptul că Simon a fost obligat să poarte crucea lui Isus este demonstrația faptului că Isus nu mai avea niciun strop de putere, că era un om lipsit de putere. Apoi, soldații s-au așezat jos și îl păzeau acolo. Relaxarea, detașarea lor arată că erau scutiți de orice fel de emoții. Înțelegeau că Isus este fără putere, fără speranță. Și doar trebuia să treacă timpul ca Iisus să moară și ei să se întoarcă acasă. După ce a fost bajocorit de soldații romani, intră în scenă evrei. Și Iisus este bajocorit de evrei. Și toate cuvintele rostite de evrei scot în evidență lipsa lui de putere, slăbiciunea lui Isus. De ce? Pentru că au înțeles că, sau au spus, au declarat Că Iisus nu este fiul lui David. Fiul lui David, pentru ei treia să fie biruitorul, cel care să restaureze împărăția lui David, să învingă toți dușmanii. Era campionul evreilor, dar Isus arăta cu totul diferit de ideea lor. Primii care își bat joc de Isus sunt trecătorii. Cei care treceau pe acolo blasfemeau împotriva lui, dădeau din cap și ziceau, tu! Cel care dărâm templul și îl reconstruiești în trei zile, salvează-te pe tine însuți. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Trecătorilor li se părea amuzant să râde de cuvintele lui Iisus, că el ar putea reconstrui templul în trei zile. Era mai aproape de moarte decât oricare dintre ei. Și în mod clar, nu și-a împlinit promisiunea. Era un impostor, care doar s-a declarat fiul lui Dumnezeu, incapabil să se salveze pe sine, incapabil să-și împlinească promisiunile și a avut tupeul să se numească fiul lui Dumnezeu. Următorii, la rând, sunt conducătorii evreilor. Împreună cu cărturarii și bătrânii, îl bat jocoreau zicând, pe alții i-a salvat, dar pe sine însuși nu se poate salva. Doar este împăratul lui Israel să se coboare acum de pe cruce și vom crede în El. S-a încrezut în Dumnezeu, să-L scape acum Dumnezeu, dacă vrea. Că ce a zis? Eu sunt fiul lui Dumnezeu. Ce fac conducătorii evreilor? Nu e doar că își bat joc de cuvintele lui Isus. Își bat joc de toți cei care l-au urmat pe Isus, care l-au crezut pe Isus. Deși pare că până acum i-a ajutat, pe unii i-a vindecat, pe unii i-a eliberat de dragi, pe câțiva i-a înviat din morți. Acum, eliberatorul era fără putere, nu putea face nimic pentru el însuși. Un astfel de om nu merită să fie urmat, nu merită timpul, nu merită atenția nimănui. La ce te-ar ajuta să fii ucenicul unui astfel de om? Gândiți-vă că în tot acest timp Maria Magdalena era acolo. Una din persoanele eliberate de Isus a auzit toate cuvintele. Credința ei a fost atacată de aceste cuvinte. Liderii evreilor declară pe față: Isus nu are cum să fie un Salvator, pentru că nu se poate păstra pe sine în viață. E doar un impostor. Și toți cei care l-au urmat trebuie să se declare dezamăgiți de el. Își merită rușinea, își merită falimentul, pentru că a trădat așteptările oamenilor. Chiar și cei care erau răstignit împreună cu, ei, cu el, îl insultau. Îl insultau pe Isus. Nu poate fi salvatorul, după părerea celor din jurul crucii. Dar ce înseamnă că El să fie salvatorul? Încă din începutul Evangheliei, îngerul trimis de Dumnezeu la Iosif spune Maria va naște un fiu căruia vei pune numele Isus. Domnul mântuiește, mântuirea este a Domnului. Pentru că El își va mântui poporul de păcate. Și atunci, de ce ei, de ce noi îi mai punem condiții suplimentare lui Isus? Vom crede în tine, te vom urma. Dacă ne ajuți la școală, dacă ne ajut la muncă, dacă ne dai ce cerem, dacă ne vindeci, dacă faci ce spunem noi, când spunem noi, de ce îi punem tot felul de condiții suplimentare? Că știm exact care a fost misiunea pe care a primit-o de la Tatăl, nu de la noi, de la Dumnezeu însuși. Dar tocmai aici e ironia, pentru că rămânând pe cruce, numai așa ne poate mântui. Numai așa se poate mântui pe sine și pe tatăl. Doar prin cruce, Fiul lui Dumnezeu poate zidit Templul lui Dumnezeu, care nu e o clădire mai mare decât Templul lui Irod, ci este o comunitate în mijlocul căreia Dumnezeu însuși locuiește pentru toată veșnicia. Pentru toată veșnicia. Niciodată nu m-am simțit mai valoros în ochii lui Dumnezeu, ca în momentul în care am înțeles ceea ce au spus ei. Pe alții i-a salvat, dar pe sine însuși nu se poate salva. Aveau dreptate. Dacă închid ochii, văd camera în care eram. Biblia deschisă a fost prima dată când am sărit în picioare înaintea Bibliei. Și am îngenuncheat înaintea lui Hristos pentru că am înțeles cât de prețios sunt pentru El. A rămas pe cruce pentru mine. A rămas pe cruce pentru tine. Atât de valoros ești că a rămas acolo ca să te salveze. Și asta e diferența dintre așteptările noastre și așteptările lui Dumnezeu. Când înțelegi că Iisus n-a ajuns pe cruce pentru greșelile lui, pentru păcatele lui, pentru că n-a avut niciunul, ci pentru păcatele noastre, pentru greșelile noastre. Atunci, rămâi lângă el, te agăți de el cu tot ce ai, pentru că înțelegi că te-a iubit și s-a dat, s-a dat pe sine, pentru tine. Începând cu versetul 45 este descrisă moartea lui Iisus. Dar vă rog să fiți atenți la ce face Matei. După ce îi lasă pe toți cei din jurul crucii să vorbească, Matei îi reduce la tăcere și împreună cu ei ne cufundă în întuneric, un întuneric de trei ore, ne spune el. Și acolo, în întuneric, e o singură voce care se aude și un strigă de disperare. Dumnezeul meu! Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Este strigătul lui Isus. Săptămâna trecută i-am întrebat pe copiii mei ce cred că s-a întâmplat pe cruce atunci când Isus a rostit aceste cuvinte. Atei a spus direct, tatăl a părăsit. Nu -a, a spus, totdeauna mi l-am imaginat pe Dumnezeu tatăl că s-a retras într-un colț al cerului și a plâns când Isus a strigat aceste cuvinte. Oare așa a fost? Iată ce spune un tată, Nicolaas Waltersdorf, care și-a pierdut fiul. Sunt într-un mare impas. Și tu, Doamne, m-ai adus aici. Și unde ești în acest întuneric? Am învățat să te pândesc, să te caut în lumină. Aici, în întuneric, nu te pot găsi. Dacă nu te-aș fi căutat niciodată, sau aș fi căutat, dar n-aș fi găsit, nu aș simți această durere a absenței tale. Se vor adapta ochii mei la acest întuneric? Te voi găsi în întuneric? Te-a găsit cineva vreodată acolo? Le-a plăcut ceea ce au văzut, ceea ce au găsit în întuneric? Ce s-a îndoleat ne arată că măsura durerii, despărțirii de Dumnezeu este egală cu măsura apropierii pe care am cunoscut-o față de Dumnezeu. Și Fiul lui Dumnezeu a fost întotdeauna, din totdeauna, unit cu Tatăl. De asta a urlat pe cruce. Asta a fost durerea lui cea mare, ceva s-a frânt acolo pe cruce. Nu e o părere, nu e o impresie, nu e o iluzie. Tatăl l-a părăsit acolo pe cruce, pentru că el era încărcat, purta păcatele noastre. Și durerea lui a fost insuportabilă. De asta a murit. Fiul n-a plâns pentru durerea fizică. Deși răstignirea era crudă, era cumplită, era sfârșietoare. Agonia lui a fost despărțirea de tatăl, părăsirea de tatăl. Și întoarceți-vă acum cu mine la primul capitol din carte. Când Matei ne spune: toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: Iată, Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tradus înseamnă Dumnezeu este cu noi, cu noi. Și comparați cele două afirmații. Dumnezeu este cu noi, dar l-a părăsit pe fiul său. Se poate? Așa ceva? Să fie cu noi, dar să-l părăsească pe fiul său? În anul 1838, poeta Elizabeth Barrett Browning oferă o explicație superbă pentru strigătul Domnului Isus. Ea spune, strigătul acela de orfan care s-a înălțat spre cer într-o durere sfârșitoare și a cutremurat universul, a venit de pe buzele sfinte ale Fiului lui Dumnezeu și a fost necesar pentru ca noi, fii risipitori, întorși acasă, să nu trebuiască să mai rostim vreodată aceleași cuvinte. Iisus a strigat de pe cruce părăsirea de către Tatăl, ca noi să putem trăi în sărbătoare, nu doar azi, pentru toată veșnicia și să spunem Dumnezeu este cu noi. Și ăsta e Dumnezeul nostru. Ăsta e singurul Dumnezeu care există. Și El ne-a iubit cu adevărat, așa ne iubește el. Coboară în închisoarea noastră murdară și întunecată. Moare moartea noastră. Se încarcă cu păcatele noastre. Ca noi să ne putem întoarce acasă la Tatăl și să-l numim Tatăl. Asta e biruința adusă de crucea lui Hristos. Asta e prima consecință a morții pe care o menționează evanghelistul Matei. Și iată că draperia templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți au fost înviate. Ei au ieșit din morminte după învierea lui. Au intrat în cetatea sfântă și li s-au arătat multora. Asta e dovada că Dumnezeu era prezent alături de Hristos la cruce. Dovada că Dumnezeu lucra, riposta divină, îi spunea Arti prin care Isus este justificat. Isus este declarat rege de Dumnezeu însuși, adevăratul rege, care face posibilă intrarea noastră, întoarcerea noastră la Tatăl. Anticipează învierea noastră, pentru că El a înviat, ucenicii Lui vor învia. Cum a strigat-o pe Maria pe nume, îi va striga pe toți ai Lui și vom învia pentru a ne întoarce în prezența Lui Dumnezeu. Cine este adevăratul rege? Iată cum continuă textul. Centurionul și cei ce îl păzeau pe Iisus, împreună cu el, când au văzut cu tremurul și cele întâmplate, s-au înspăimântat foarte tare și au zis, într-adevăr, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Ce ne spune Matei? Dintre toți cei care au fost acolo, la cruce, a fost cel puțin o persoană care s-a răzgândit. A spus ceva la început, dar la sfârșit a spus cu totul altceva. I-a contrazis I-a contrazis și pe soldații romani, i-a contrazis și pe evrei care treceau pe acolo, i-a contrazis și pe conducătorii evreilor. Și au dat dreptate lui Isus. Într-adevăr, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Și a schimbat părerea și a susținut părerea. Dar ce spune el? Nu face decât să declare împlinirea cuvintelor lui Isus. În timp ce mergea spre Ierusalim, Iisus i-a luat deoparte pe cei 12 ucenici ai săi și le-a zis pe drum, iată că mergem spre Ierusalim și fiul omului va fi dat pe mâna conducătorilor preoților și a cărturarilor. Și a fost dat. Ei îl vor condamna la moarte și a fost condamnat. Și îl vor da pe mâna nevreilor și a fost dat pe mâna lor. Ca să fie bajocorit și a fost bajocorit. Biciuit și răstignit. Dar a treia zi va învia, va învia. Concluzia centurionului e că Isus este adevăratul Rege. Crucea este biruința Regelui. Și ce face crucea lui Isus este să ne spulbere iluziile, să ne spulbere iluziile. Iluziile despre Isus. Iluziile despre noi înșine, iluziile despre ceilalți, să ne contrazică așteptările greșite și să ne dezvăluie și mai tare inima, încă o dată. Crucea ne descoperă realitatea. Isus este adevăratul Rege și oricât de surprinzător a fost pentru ei și este pentru noi, El ne poate mântui numai prin cruce. Nu ne poate mântui altfel. Și de pe cruce, regele nostru învinge pe cei mai puternici dușmanii noștri. Învinge păcatul, învinge moartea. Niciun rege nu poate face asta, nici măcar în viață. El a făcut-o de pe cruce. Astăzi, dacă ne uităm cel puțin la numărul nostru sau cât suntem aici, cu siguranță între noi sunt și oameni care l-au bajocorit sau care îl bajocoresc și în această perioadă pe Iisus. Ucenici care au revenit în jurul lui Iisus, dar cu falimente, cum a fost Petru și toți ceilalți care s-au lepădat de el. Oameni care l-au urmat purtând poveri, cum a fost Simon din Cirena. Oameni care au fost credincioși și au rămas lângă el, chiar și în întuneric, și l a auzit strigând părăsirea de tatăl, cum a fost Maria, Magdalena. Oameni care s-au s-a întâmplat să fie acolo, să audă despre el, să-l vadă, cum a fost centurionul și trecătorii. Dar fiecare dintre noi suntem chemați să ne gândim încă o dată. Dacă Isus a fost învin sau obiruit la cruce, dacă Isus este un impostor sau este adevăratul rege, Aș vrea să citesc o rugăciune pe care am descoperit-o în această săptămână. Și după aceea, frate Nelucarțiș și sora Livia, aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să ne conduceți într-o rugăciune cu vocetare. Mai întâi, aș vrea să vă citesc această rugăciune. Doamne Isuse, Prea des căutăm să fim ucenicii tăi în felul nostru, nu al tău. Prea des dorim să ne aprobi proiectele și să le faci de succes. Prea des urmărim țintele noastre în alte, în loc să te urmăm pe drumul tău spre cruce. Iartă-ne! Risipește-ne iluziile de a te vedea prin ochii lumii, un eșec, condamnat, bătjocorit, suferind, mort. Restaurează-ne și înnoiește-ne. Ajută-ne să ne predăm pe noi înșine lui Dumnezeu. Ceea ce putem și ceea ce nu putem face. Eșecurile și împlinirile noastre. Speranțele și aspirațiile noastre. Ajută-ne să lăsăm succesul în seama lui Dumnezeu. Dorind doar să te urmăm acolo unde ne conduci. În drumul tău spre cruce, găsim harul lui Dumnezeu pentru noi, încăderile noastre. Har, mereu mai mare decât eșecul. Primește-ne din nou ca ucenici, care vor trăi și vor muri pentru tine, care pot trăi și pot muri pentru tine, pentru că tu ai murit și ai trăit pentru noi. Așa cum i-ai spus din nou lui Petru, când înviat i-ai vorbit de dragostea lui necurmată pentru tine, cheamă-ne din nou la fel. Vino după mine. Cheamă-ne din nou la fel. Vino după mine.